Procurorii cer eliberarea și plasarea sub control judiciar pentru fosta polițistă care a urcat beată la volan și a provocat un accident cu un mort și doi răniți în vara anului trecut la Sângera. Avocații victimelor condamnă însă decizia procurorului și susțin că se încalcă procedurile. Sentința va fi anunțată de magistrați în 25 ianuarie. Fosta polițistă de patrulare a fost adusă azi în fața judecătorilor. De ce ați urcat băută la volan? De ce ați urcat băută la volan? Eu se uitam pe podea, eu nici nu am văzut un regret, măcar că de mic, că de simplu. Să facă dreptate, dar e sub semnul întrebării și e în ședință, dar moralul e la pământ. Mă stărui cât pot, dar foarte greu mi-e reușit. Fosta polițistă își recunoaște vina și a anunțat prin avocat că nu intenționează să se eschiveze de la judecată sau să influențeze martorii și de aceea a cerut să fie eliberată din penitenciar pentru că arestul preventiv expiră pe 26 ianuarie. Probatorul la prezenta cauză penală, partea acuzării consideră că a fost legal administrat, este pertinent cauzei și este destul pentru a demonstra vina inculpatei în fapta incriminată. Că dumnezeu intenționează să influențeze martorii care urmează a fi audiați în prezent proces penal sau să contribuie oarecum la distrugerea probatorului acumulat la prezent proces penal, eu asemenea circunstanțe de fapt, informații privind asemenea circunstanțe de fapt, nu dețin. Cererea a strânit revoltă în rândul victimelor care cer ca învinuita să rămână după gratii. În cazul dat, considerăm că prea devreme sau prea matur, cumva, procurorul neavând careva convingeri al faptului că inculpata se va prezenta sau că nu va influența cumva martorii, reieșind din situația că ultima este colaborator, a fost colaborator al inspectoratului de poliție, ridică pentru noi foarte mari semne de întrebare. Accidentul s-a produs la sfârșitul lunii august 2023 în comuna Sângera. Polițista de patrulare a urcat la volan sub influența alcoolului și a accidentat mortal o tânără și a rănit alte două fete minore. Alcoolemia era de aproape 4 ori peste norma admisibilă. Dacă va fi găsită vinovată, fosta polițistă riscă până la 8 ani de închisoare.